Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Man, uitați-vă frate ce ochi am, chiar ar mai trebui să dorm, jur. Haudi oricine ați fi, dragii mei, și bine v-am regăsit la Duminica de Mimuri luni, care e marți. Wow, deci nici nu știți cât de fericit îs când mi-am pus acum mai înainte trepiedul, mi-am pus camera, am pornit camera și ai de capul meu, am văzut câtă lumină îi în apartamentul ăsta. Deci în sfârșit vă uitați și voi la un clip care arată decent. M-am uitat acum câteva zile și la clipurile alea de le-am pus în apartamentul unde am stat înainte. Mă, și așa ciudat că dea umbra pe fața mea, că ori ochiul drept, ori ochiul stâng, mi se vedea de parcă mi-era umflat și negru tot timpul. Și am văzut și comentarii că vă întrebați dacă mi-am luat bătaie sau ceva de genul ăla. De fapt îmi cădea lumina foarte, foarte ciudat. Mi-era în umbră totală, precum pământul în timpul unei eclipse totale de lună. Extraordinar să vă spun. Haideți să nu mai lungim acest videoclip. Bine, hai să-l lungim, măcar 10 minute să facem, că nu. Am și eu de plătit o chirie aici, dar nu e nicio problemă. Și să vedem la ce lucrări creaționiste au lucrat membrii comunității de YouTube Zapi TV pe pagina de Facebook Frăția Sfântului Graal, de unde sunt extrase aceste mimuri și sunt folosite în a ne distra după o grea zi de școală. Nu uitați că puteți să intrați și voi în grup, linkul este în descriere. De multe ori v-am mai spus în decursul acestor ani că mărul nu se numește măr, mărul se numește bomboană sport. Extraordinar, ce să zic. Eu sincer chiar mă întreb când o să se termine formatul ăsta de mimuri, că deja devine destul de obositor. Sună foarte ciudat bomboană sport, mă, când te gândești. Te gândești că ce știi ce drog îți dă sport acusă ăla? În două luni vine și vacanța de iarnă și cu vacanța de iarnă, pentru cei de la facultate, vine și sesiunea, pula, o să am examene după vacanță, man. Probabil mulți dintre voi vreți să mergeți într-o vacanță și nu știți unde să mergeți. Ei bine, stați liniștiți, pentru că vă recomand să mergeți într-o excursie la muntele Carlos, aici de față. Carlos este cel de-al patrulea președinte american, este și menționat în Constituția Statelor Unite ale Americii. Carlos, numai cum am zis secretul tău, o trebuie să descoperi abonații chestia asta. Selectați o țară, Republica Moldova. Această țară nu există. Normal că nu există Republica Moldova. Republica Moldova trebuie să revină înapoi în principatele române, urgent. Nu știu, de multe ori chiar mă întreb cum se simt românii din Republica Moldova știind că ei îs într-o țară separată față de noi și probabil ar vrea să fie uniți sub același stat. Nu știu, mă, Republica Moldova e foarte blană. Însă o groază de chestii foarte bune acolo. Nu știu, am gustat ceva ciocolată, îi zicea Bucuria. Bă, era super, super bună și ci că e și foarte ieftină. Dacă îi să compari prețul de acolo cu echivalentul un lei aici. Nu știu, chiar mi-ar plăcea să văd într-o zi că se unesc astea două țărișoare. Aici cred că avem imortalizată pentru prima oară o gaură neagră în acțiune, în epicentrul ei. O gaură neagră care atrage doar tutun. Deci este ok. Aspirator de cancer se numește. Găsește diferența. Nice. Mă întreb oare ce are Zapi sub fes? Voi nu v-ați întrebat niciodată ce are dublu de sub fes, dar v-ați întrebat vreodată ce are Zapi sub fes? Poate cine știe, poate ăsta nici măcar nu-i părul meu adevărat și mi-am pus fesul ca să-mi ascund chestiile adevărate și acum mi-am pus o perucă ca să-mi ascund ce am în cap. Nu știu ce Dumnezeu ai putea să ai ca să-ți ascunzi cu un fes și chestii de genul. Ok, trecem la următoarea, că deja... YouTuberii cu animalele lor. Uite, eu cu Floki, Andrew cu mâța, Cezara cu mâță și... Cei patru călăreți ai apocalipsei. Cel mai bun lucru de când m-am apucat de YouTube este că YouTube-ul mă ajută să fac și eu niște bănuți. Știți? Și pe bănuții ai strâng și mie cum îmi place să călătoresc, profit de ocazia asta și călătoresc unde pot eu. Dar niciunde n-a fost mai frumos decât la podul iubirii de pe Minecraft. Wow, deci este o experiență necomparat, neuitat, neolitic. Aici este și o poză cu mine încercând să-mi instalez un hack din ăla de trade pe Metin 2, care de fapt era un keylogger și mi-a furat contul și chestii de genul. Dar eu mi-am dat seama de chestia asta numai după vreo 5-6 ani. Faină-i viața, să știți. Și dacă v-ați întrebat vreodată de ce lumea își bate carnea, uitați, acesta este motivul pentru care lumea își
bate carnea. Numai să aveți grijă că această carne de obicei are obiceiul să cheme poliția apoi, mai ales dacă sunteți un bărbat cu vârsta între 50 și 75 de ani și amenințați carnea înainte să o bateți, vă amenință ea după aceea că cheamă poliția, mai ales dacă este și într-un parc, ceea ce nu este foarte ok. Și avem aici un minunat mim cu templii de junimea. Să-mi bag piciorul, să-mi bag piciorul, mă. Bă, hai că deja mimul ăsta e fumat. Cred că deja e fumat de mult mimul ăsta. Mulți dintre voi nu înțelegeți mimul ăsta și vă întrebați care e faza cu buvnița asta sau cum îi zice. Nu știu, mă, e o buvniță foarte urâtă. E o buvniță care aparent seamănă cu o molie. Eu vă zic să vă feriți de așa ceva. Aici avem o reprezentare a vieții reale. Ce? Ce e asta, mă? Mă, asta e matematică, mă? Mă, dar dacă e matematică, unde-s numerele? Bă, dar cum vine aia, mă, matematică fără numere, mă? Bă, deci eu nu știu mate, n-am făcut la mate liceu, haidă. N-am făcut la liceu mate, ok? Bine, am făcut un pic de mate, dar era foarte, foarte lejeră, gen aveam înmulțiri, împărțiri, operații cu două sau trei necunoscute și chestii de genul, ceea ce era așa. Da, chestia asta, astea îs funcții? Niciodată n-am înțeles cum poți tu să reprezinți în viața reală așa ceva. E ca și cum oamenii au inventat problemele astea de matematică ca să-și facă ei mai multe probleme, de parcă n-aveau destule probleme încă de când s-au născut. Ai! Nu știu, mă, mie mi se pare foarte, foarte ciudat. Mai ales faptul că dacă întrebi un prof de mate cu ce te poate ajuta pe tine să știi chestiile astea, nu o să știe ce să-ți răspundă. Și o să zică că așa trebuie. Apoi, nu te supăra, dar așa trebuie, nu e un argument bun. Așa că get the fuck out. Două degete, trei degete și ce Dumnezeu e chestia aia? Ce-i aia? Ce-i aia, man? No, și v-am mai zis că îmi place să călătoresc înainte. L-am luat și pe Flocking câteva excursii, l-am dus în deșertul Minecraft. Mă, și cam aici se încheie acest episod. Sper că v-ați plictisit de moarte și acum vreți să vă închideți contractul de internet, pentru că vedeți numai ce prostii se postează aici pe platforma asta. Nu uitați, dragii mei, să luați un Sfântul Graal și ne vedem mâine la minunatul tur al bunkerului lui Zopitev și Daria Red, care nu-i aici, pentru că s-a dus la Paris. Sus la Paris să mangi un baguette, să... De avec Leonir de Roman. Sper că te distrezi acolo, Bogdane, dacă te uiți la acest clip, să știi că ni dor de tine și că o să-ți folosesc caserola aia de ciuperci pe care ai luat-o săptămâna trecută și ai pus-o în frigider, că am văzut că încep să-i strice și o să fac o tocăniță bună cu smântână și mămăligă din ele. Sper că nu te superi. Hai să aveți o zi faină și, nu știu, rock on! Hey, serious though. Bruce of nothing, Abu Dhabi, Young Z, Super Short, Gay, Dub, Film. Abu Dhabi, Bruce of Madding, Young Z, Super Short, Gay, Dub, Film.